Elevii care au absolvit clasa 8 au susținut astăzi cel mai important examen din viața lor. Aproximativ 3.000 de elevi s-au înscris la evaluarea națională. Astăzi s-a desfășurat prima probă a examenului de evaluare națională 2018, proba de limba și literatura română. Proba scrisă a început la ora 9 și s-a încheiat la ora 11. La examenul de astăzi au fost prezenți 2954 de absolvenți, însă au fost și absenți. În județul Gorj au fost înscriși 2954 de candidați, s-au înregistrat 57 de absenți, iar proba s-a desfășurat fără incidente în toate cele 18 centre de examen care au fost organizate în județul Gorj pentru evaluarea națională 2018. Miercuri 13 iunie va avea loc proba la matematică, iar joi 14 iunie proba la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 19 iunie până la ora 12, iar în aceea zi se pot depune contestații în intervalul orar 14-19. Rezultatele finale vor fi afișate pe 23 iunie.